Nu vă permiteți să ieșiți în coridor. Onorată instanță, deciziile sunt publice. Permiteți-mi să filmez. Pentru a asculta, nu a filma. Se filmează cu permisiunea instanței. Solicit permisiunea de a filma. Eu v-am spus că vă resping. Treceți acolo. Treceți, vă rog, încolo. Vreți să ascultați, ascultați. Eu nu vă interzic. Fiți în sală, dar vă spun. Nu vă permit. Ascultați. Cauza Gherciu Eugeniu. Se respinge recursul avocată Eva Topală, declarat în motivul închirii instanței de fond. Deci, închideți aparatul. Trei instanțe de fond. Cauza Rășință Vigor. Dați-mi voie, vă rog. Domnule poliție, scoateți-l în coridor, vă rog. Vă rog, scoateți-l. Legea permite? Da, mi-i permite. Interzicerea de a filma procesul? Da. Cu doar audio mă interesează. Eu vă spun, luați odată aparatul de acolo. Luați aparatul, așteptați puțin, domnul judecător. Luați aparatul într-o parte, vă rog. Cât timp legea nu-mi interzice să înregistrez audio deciziile? Eu vă spun încă o dată, publicii, asta înseamnă că puteți să le ascultați. Și toți sunt drept să le asculte. Filmatul se face cu permisiunea instanței. Și eu vă interzic acum, v-am spus, vă interzic folosirea aparatelor aici. Scoateți-l, vă rog, domn polițist, scoateți-l, că dacă nu înțelegeți. Domnul ședinte, nu aveți dreptul. Am dreptul. Nu aveți dreptul. Am dreptul. Nu aveți dreptul. Nu-i ședința cum e judecată. Nu ați anunțat rezultatul. Iar să filmați. Vreau să filmez argumentarea. Scoateți-mă și pe mine, da. Domnul Rotaru, eu v-am spus încă o dată, e public ședința, dumneavoastră sunteți avocată, e publică, dar filmarea se face, nu mă întrerupeți, filmarea se face cu permisiunea instanței. Eu am spus că nu permit acum, că nu trebuie să vii să-mi argumenteze din care cauză se filmează. Și-i scris în lege, de rezonanță obștească. Eu nu mă tem de nimeni, încă. Cu atât mai mult de dumneavoastră nu mă tem. De publicitate vă temeți. Eu mă tem de oameni care filmează și care nu sunt la locul lor. Iată de cine mă tem. Nu mă tem de publicitate. Dar să facem și că aici tot. Eu n-am făcut. Domn avocat, nu v-am dat cuvântul, eu nu discut cu dumneavoastră. Cum nu discutați? M-ați înțeles, domnul Brega? Faceți o încheiere să o pot contesta, altfel nu pot opri filmarea. Eu v-am spus încă o dată, nu se face nicio încheiere, se filmează cu permisiunea instanței. Eu v-am spus acum, nu vă permit acum să filmați. Ascultați și redați în presă și vreți, și așa redați și vă trăsnești prin cap și cum vreți. Redați și asta. E de interes public procesul, vreau să filmez decizia. Aici sunt 30. Cazul lui Aboaziz. Cauza lui Abu Aziz. Asta mă interesează. Păi când o să fie Abu Aziz, cum mi-a spus atunci, o să vă permiteți. Acum sunt 30 de dosare care se știesc. M-ați înțeles? Am înțeles. Deci îmi permiteți să filmez la Abu Aziz? Bine, vă permit. Cauza Șință Vigăr. Se respinge cu avocatul Roman Mădurean în ținere puterii atacate. Cauza Comin Igor. Se respinge recurs avocatul Roman Medeleanu, calificat cu menținere hotărârii atacate. Cauza Boaghe Dorin. Se respinge recurs avocatul Radu Dunean, calificat cu menținere hotărârii atacate. Cauza Alusman Abduhavret Mohamed. Se respinge recurs avocatul Roman Medeleanu cu menținere încheierii jucării Buicani din 11 noiembrie 2013. Prin care el a fost arestat pe termen de 25 de zile. Cauza Apostol Dumitru. Se respinge recursul avocatului Gheorghe Abihlăchioaie, declarat împotriva închirii Prășcani din 28 octombrie curând, care a fondat cu menținerea hotărârii atacate. Cauza Botezatul Ghenadi. Se respinge recursul avocatului Filip Digur, declarat împotriva închirii centrului 6 noiembrie curând, cu menținerea hotărârii atacate. Și cauza Scripnic, Elisei, se respinge recursul avocatului Tudor Sudeică, declarată împotriva încheierii Rășcani, din 8 noiembrie curând, cu menținerea hotărârii atacate. Toate deciziile declarate sunt revocate. În cauza penală Chiveri Valeriu, colegiul admite din alte motive recursul avocatului Dorojului Andrei, cațează încheierii Rășcani din 8 noiembrie 2013, și pronunță hotărârea nouă prin care aplică privința avocatului Chiveri Valeriu, măsură preventivă, arestă, preventiv prin termen 30 zile. Termenul se suspendă din momentul reținerii lui Chiver Valeriu. În cauza Așințăv Alexandru, recurs avocatul Medeleanu Roman, se respinge că nefondată menținerea Chiver Proiectului din
11 noiembrie 2013. În cauza dării seniți pe curs avocatul Vitelian Roman se respinge că nefondat menține încheștului centru din 30 octombrie 2013. În cauza Martinova, colegiul admite cursul avocatul Vitelian Roman, declarat interesul îngrijitei Martinova Vera, casează încheștului centru din 1 noiembrie 2013 și pronunță hotărâre nouă, prin care plică privința îngrijitei Martinova Vera, măsură preventivă, arest la domiciliu, pe un termen de 30 zile, cu impunerea obligațiilor și restricțiilor în privința de articol 188 al 3 Codului Procedurii Penale. Termenul se calculează din 18 noiembrie 2013, ora 15, cu includere în termen la perioada de reținere și aflării ei în stare de respectivă de la 30 octombrie 2013, ora 14, 8 minute, până la 18 noiembrie 2013, ora 15.00. Martinova Vera se eliberează din subarest din sala instanței judiciare. În cauza penală Ghelici Fiodor, recursul procurorului și avocatului Amchelchioai Gheorghe, în cazul interesului venitului Ghelici Fiodor se respingă nefondate comențenii chiristului Rășcan din 6 noiembrie 2013. În cauza contravențională Votecuș, colegiul recursului judiciarul constructorului respinge că nefondat comențenii chiristului Voican din 27 septembrie 2013. Decizii sunt irevocabile. Poftim, filmați. În cauza Aziz Abdel, Nabei, colegiul penal decide respinge ca nefondat recursul avocatului Ilie Rotaru cu menținerea închierii judecătorii centru din 25 octombrie 2013. Poftim, să deschidă, domnule. Cauza Băluță Sergei, colegiul penal respinge ca nefondat recursul avocatului Andrei Stănilă cu menținerea închierii judecătorii Rășcan din 11 noiembrie 2013. Cauza Gherciu Grigorie, colegiul penal respinge ca nefondat recursul avocatului Igor Topală cu menținerea închierii judecătorii centru din 11 octombrie 2013. Cauza Bran Valeria, colegiul penal respinge ca nefondat recursul avocatului Roman Medeleanu cu menținerea închierii judecătorii centru din 11 noiembrie 2013. Cauza Istratii Denis, colegiul penal respinge recursul procurorului ca nefondat cu menținerea închierii judecătorii Botanica din 7 noiembrie 2013. Cauza Cobeleanu Gheorghe, colegiul penal respinge recursul avocatului Boris Druță ca nefondat cu menținerea închierii judecătorii Ciocana din 10 noiembrie 2013. În cauza Cazac Vitalii, colegiul penal respinge ca nefondat recursul avocatului Cevdari cu menținerea închierii judecătorii Botanica din 7 noiembrie 2013. Și în cauza contravențională cu Mur Haki, colegiul penal respinge recursul agentului constatator cu menținerea hotărârii judecătorii centru din 6 iunie 2013. Toate deciziile sunt irevocabile. Martinova, vă rog, mai rapid, schimbați-l, încă avem de...